Vă salut, numele meu este Gabriel și astăzi vă voi spune cât costă un meniu Big Mac în lume. Veți fi șocați de diferența dintre țara cu cel mai scump Big Mac și cea cu cel mai ieftin. România se încadrează undeva la jumătatea topului împreună cu majoritatea țărilor din Uniunea Europeană care folosesc moneda euro. McDonald's este cel mai mare lanț de restaurante tip fast food din lume. Are peste 32.000 de magazine în 117 țări. McDonald's deschide un restaurant nou la fiecare 14,5 ore, servește aproape 70 de milioane de oameni în fiecare zi și câștigă undeva la 75 de milioane de dolari pe zi. În continuare veți vedea topul țărilor în funcție de preț, începând de la țara cu cel mai scump Big Mac la țara cu cel mai ieftin. Ca să nu vă plictisiți, am pus câte un peisaj frumos din fiecare țară. Vizionare plăcută! Te așteptai ca cel mai ieftin meniu Big Mac să coste doar 2,5 lei? Eu personal nu, în condițiile în care în România doar o porție medie de cartofi este 3,50 lei. Probabil mă voi muta în Venezuela curând. Mulțumesc pentru vizionare, dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși butonul de subscribe.